Momente de groază pentru mai mulți craioveni. Autobuzul în care se aflau a luat foc în plină stradă. În momentul izbucnirii flăcărilor, în autobuz se aflau 8 pasageri, precum și șoferul acestuia. Din fericire, ei au reușit să iasă la timp din autovehicul, așa că nimeni nu a fost rănit. Potrivit conducerii Societății de Transport Craiova, autobuzul era vechi, iar focul a izbucnit la motor în timpul deplasării. Autovehiculul a ars în întregime. Flăcările puternice s-au extins la 2 case aflate în zonă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele izbucnirii focului.